Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Da, iată, atunci am încheiat prima parte cu titlul Comisia Europeană îngrijorată de propunere de reformă a legilor justiției din România. Tiber, domnul Avram a vorbit despre această problemă, a și menționat faptul că domnul Iohannis s-a arătat oripilat de ceea ce vrea domnul să facă, domnul ministru al justiției să facă. Iată și domnul Dragnea pune tunurile pe Iohannis. E sperat că ar putea pierde niște pârghii. E doar o întoarcere așa politicianistă sau a domnului Dragnea? Sau chiar spune niște lucruri adevărate? Nu știu care e scopul declarației domnului Dragnea, că a făcut-o strict să ținem din punct de vedere politic, dar domnul Dragnea spune așa la un moment dat. Dumneavoastră aveți impresia că România trebuie să meargă înainte sau înapoi după dorința lui Klaus Iohannis? Nu. Sistemul de justiție nu trebuie să se învârte nici în jurul lui Klaus Iohannis, nici al lui Chiove și nici al lui Lazar. Nu e vorba că nu sunt de acord cu președintele. Sunt principii anunțate, vor fi niște texte dezbătute foarte serios. Niciodată nu o să fiu de acord ca să dăm înainte sau înapoi după dorințele uneia sau altuia care este vremelnic într-o funcție și care se sperea că ar putea pierde niște pârghii. Da, fraza care vreau să o scot în evidență, sistemul de justiție nu trebuie să se învârte nici în jurul lui Klaus Iohannis, nici al lui Chiove și nici al lui Lazar. Da? Pentru că asta e esența până la urmă. Da. Da? Acum, nu contest, poate domnul Lazar e un foarte bun profesionist, poate e mânat de cele mai bune intenții, poate e un foarte bun manager, habar n-am, deși, mă rog, a avut niște reacții publice care contrazic apreciile astea mele. Dar să spune dincolo de astea, poate a început în meserie, nu și-a dat seama. Dar e vorba de un om. Aici nu vorbim despre oameni. Lauda Coțea Chioveși, lupta împotriva corupției, că e acuzată de un alt, o fi adevărat, nu o fi adevărat, nu știu. Da? Dar ce trebuie să înțeleagă și cei care protestează, generația așa, aici nu e vorba de persoane. Lauda Coțea Chioveși, domnul Lazar, oricum își vor termina mandatul. Da. Da? Și nu mai au dreptul la un mandat după lege, nu? Da. Da. Ce facem atunci? Închidem parchetele? Că, na, numai e Chioveș și Lazar? Da? Aici e vorba de sistem și atâta timp cât procurorul general, procurorul la parchetul și procurorul general României, șeful DNA-ului, e numit de către un om, indiferent cine ar fi ăla, azi e Klaus Iohannis, mâine poate Traian Băsescu sau altcineva, da? Poate mai bun ca Traian Băsescu, poate mai rău ca Traian Băsescu, da? Ce facem atunci? Da? Nu e normal ca șefii parchetelor, da, să fie numiți de către cel mai important organism profesional din această breazlă a magistraților, da? Adică Consiliul Superior al Magistraturii, unde să aleși cei mai buni magistrați din România sau cei mai competenți, cei mai buni, nu știu, manageri, profesionali, habar n-am cum sunt aleși, da? Sau cei mai reprezentativi, da? Și până la urmă, în total 19 oameni, da? Parcă 15 sunt încoată. Da. 15 magistrați, 15? Sau 14, în fine, da? Care gândesc oricum mai mult, mai bine decât un om, indiferent cine ar fi ăla. Da? Deci chestia asta nu trebuie să ne cramponăm niciodată de oameni și trebuie să vedem lucrurile pe termen lung. Da? În această chestiune intervine cineva care a mai intervenit, e vorba de Sorin Ovidiu Vântu, care, mă rog, pe domnul Iordache, fostul ministru al justiției, l-a ciondănit bine. În schimb, iată ce spune domnul Vântu. Vântu sare în apărarea lui Tudorel Toader din spatele gratilor, că este închis. Măsurile propuse de acesta nu doar că fac sens, ci sunt și pline de bun simț. Da. Sorin Ovidiu Vântu, i-am mai zis, e un om de o inteligență strălucitoare. Că nu așa puteai să faci. Da. Altfel nu puteai să faci ce a făcut. Da? Ce a fost el judecat. Da. Se joci pe toți pe degete. Da? Și de-aia zic, analizele lui Sorin Ovidiu Vântu totdeauna bine de urmărit. Da. De pus în cântar, alte oferte. Da? Da. Pus în cântar și de analizat. Mie a plăcut ce a spus Sorin Ovidiu Vântu și iată ce a spus. Asta așa. Ceea ce îi se întâmplă acum lui Tudorel Toader li se întâmplă majorității oamenilor de valoare care au nesăbuința de a intra în zona politicului pentru a încerca să schimbe ceva în bine în viața cetății. Absolut corect. Da? Toți oamenii care vor să intre în politică, deci oameni de valoare, care vor să intre numai pentru a schimba, așa, fără să țină cont de... Tudorel Toader
Să nu uităm că la începutul anului a intrat în conflict cu Liviu Dragnea, da, pe vremea guvernului Grindeanu. Nu mai țin ce era, da? Dar luase el niște, spuseți că face așa, Liviu Dragnea a zis că nu. Când s-a schimbat, da, s-a făcut nou guvern, s-a pus în discuții să nu mai fie Tudorel Toader, că n-a fost, n-a ascultat domnul Dragnea. Presiunea a fost, da? Da? E un profesionist care are o vârstă, are o situație materială, nu mai urmărește, cred că altceva. Studenți, da. Studenții învață după cărțile domniei sale, da? Da, da. Studenții din toate țările, la drept. Nu? Așa, ce mai spun domnul? Măsurile propuse de acestea nu doar că fac sens, ci sunt și pline de bun simț. Și enumeră trei dintre măsuri. 1. Numirea procurorilor șef de către alți procurori prinși în structura CSM, ce spuneam și noi, înseamnă cu adevărat scoaterea politicului din parchete. Azi, cel care îl numește este un om politic, adică președintele țării. Aici ar merge și mai departe, lăsând ca și propunerea pentru că aceste funcții să fie, se facă tot de către CSM. Da? Da, ia, știi, repet, ce m-a deranjat? N-am văzut pe titlurile astea alarmante de la date de televiziunile pro-Iohannis. Niciun titlu nu era CSM-ul va numi șefii partidului în loc de președinte. Nu. Președintele lăsat fără așa. Da, președintele scos în afara jocului. Da. Nici el nu spunea că CSM-ul... Da, să fie justiția călcată în picioare de PSD. Da. Da. Nici el nu spunea că CSM-ul numește în locul președintele. Da. 2. Inspecția juridică să fie sub controlul Ministerului Justiției sau o structură autonomă. Deci a lansat și varianta structurii autonome. Aici, asta cu inspecția juridică, aici e singura chestie care eu nu sunt de acord, dar aici nu mă pricep, pentru că am văzut că șeful inspecției juridice a salutat inițiativa. Da. Nu știu de ce. Da. Bun, domnul Toader a spus sau a unei structuri autonome, da? Sau, deci sunt variante, dar n-a pus... Uite, ca o paranteză, aflați la televizor, am stăiat și după aceea. Constituția se spune că procurorii, șefi, sunt subordonați Ministrului Justiției. Da. Da? Ori, după actuala lege, nu sunt subordonați, da? Deci asta este în Constituție, da? Și în Constituție scrie posibil. Da. 3. Judecătorii sau procurorii să plătească pentru pagubele pe care le fac din prostie sau rea credință. Este absolut firesc. Asta va face să-și exercite profesia în mod onest, nu după chef, la ordin sau pe șpaga dată de dușmanii celui acuzat. Cei care nu știu meserii vor pleca în alte zone de activitate. Normal că o asemenea perspectivă îi face pe judecător sau procuror să urce pe pereți și să urle ca din gură de șarpe chestia afectată independența justiției. Și am vorbit cu mulți magistrați care au salutat chestia asta. Da. Oamenii care își fac treaba, da, corect, pertinent, că, pe care îi doare când imaginea magistraților interferită de unul care ia hotărâri de genul ăsta și incriminată, cum era noi în general, toată... Da, zona politică și la nivelul poporului. Care sunt discuțiile? Acum că sunt protestatari în București, dar dacă punem câteva întrebări, acum ieșim în stradă și punem întrebări, despre politică și despre justiție, știu, părerele nu diferă. Da, mai ales cei care au trecut că nu sunt prea bune. Poate pe o speță, teren, eu știu ce, 10 ani. Și am avut și noi și în Suceava cazuri de judecători condamnați. Aici e treaba, ca în orice breazdă, știi? Da. Pentru unul, doi, sunt arătați cu degetul toți. Da. Știi? Și atunci ăla care își face treaba, ăla care, repet, stă seara, noaptea, târziu, da? Și scoate în dosare, pentru că eu știu judecători de ăștia. Da. Și face conspect acolo, ca la școală, ca în facultate, da? Da. Și analizează, bă, mâine am, trebuie să-l întreb. Altfel nu se poate lucra. Nu, altfel nu poți lucra, să zicem, corect și conștiincios. A fi judecător, mie mi se pare o meserie foarte grea. Da. Ai mai spus aici? Am mai spus. Adică, bă, eu n-aș putea fi judecător, ce-o pun din punct de vedere penal. Dar numai penal, și civil. În penal să spui tu 5 ani închisoare. De ce nu 3? De ce nu 6? De ce, de ce nu la chiți? Da. Știi? E libertate omului. Civil, iar pe ăla îl despăgubești, pe ăla îl condamn să plătească. Deci e extrem de greu. Da? Și părerea mea că nu poți face meseria asta cu bună credință și să iei hotărârile corecte. Bun, dacă ai un dram de umanitate și respect față de propria persoană, deci nu poți face meseria asta decât dacă ești corect și analizezi tot cazul în cele mai mici detalii, da? Altfel, dacă dai așa, mi se pare mie că în dosare sunt mai multe probe de partea uneia. Da. Și n-ai, repet, nici un pic de presentiment sau așa, poți dormi liniște până adăși bântâneți. Da, să concluzionez. Ideea e asta, că
Sunt foarte mulți magistrați, cred că majoritatea, cei mai mulți magistrați din țara asta sunt onești și corecți și cei care sunt onești și corecți și lucrează onest și corect, cred că salută inițiativa asta, pentru că în momentul în care lucrezi corect, poți să greșești atunci, da? Dar aici cred că vorbim de reintenții, că una e să greșești, să iei o decizie de a condamna pe cineva, dar repet, pentru că lipsezi niște probe, da? Da. Da, sau pentru că sunt niște probe, nu știu, habar n-am, abuzive, care la un dat să vor descoperi, da? Deci una e să iei decizii... Un judecător poate să-și dea seama, analizând dosarul, că sunt... Da, și cei de la CEDO judecă tot în baza unui dosar, da? Ei. Ei judecă tot în baza celor probe, da? Și atunci, mai zic, dacă ești corect și analizezi și îți faci meseria, deci n-ai cum să ajungi în situații de astea, știi? Încă un titlu, dar foarte puțin asupra acestui aspect. Exodul la DNA continuă. Alți patru procurori au cerut încetarea activității, au plecat unii cu scandal, alții se retrag. Da, puțin. Bun, dintre chestiune, de ce? Suspiciune, da, există suspiciuni. Bun, titlul arunc pus. De ce? Se întorc? Bine, cumva și-au cerut revenirea la fostul loc de muncă, la Curtea de Apel Barad, parcă era o doamnă și așa mai departe. Da? Evident, întrebare... Din moment ce 3-4 procurori au plecat cu scandal. Și alții de bună voie. Da. Adică trebuie să te întreb de ce, pentru că... Unii au plânit-o, ca să spun așa. Da, aici o situație, bănesc că cei care sunt la DNA bănesc, cred că așa, au o situație materială și un statut social foarte bun. Da? De asta zic, trebuie, nu trebuie să ne legăm de persoane. Doamna Chioveși poate fi o foarte bună profesionistă, mânată de cele mai bune intenții. Da. Da? Dar poate fi un prost manager. Da? Da, acolo e vorba, păi, asta de... nu e o rușine, ești un prost manager. Lași pe altul să continui activitatea de procuror, pentru că a făcut facultatea de... a făcut dreptul, da? Pentru a fi, putea fi, spre exemplu, procuror. Da? Bun, putea fi judecător sau așa. Nu pentru a fi manager. Da? Da. Procurorul general, până la urmă, tot un fel de manager. Nu ești bun ca manager, nu e nicio rușine, da? Lasă pe altul, poți fi un procuror foarte bun, da? Oricum, să fac o analiză, da. Să vadă de ce se întâmplă lucrul ăsta, știi? Da. De ce pleacă pe capete procurorul la DNA? Da, am văzut titluri și alte titluri, dar, mă rog, nu l-am conspectat aici, dar îl spun. Liviu Dragnea a plecat cu femeile din PSD la mare. Bun, noi, din toată această chestiune, a fost școala de vară, da. Da, titlurile noi am selectat altul, da, denunțul lui Liviu Dragnea cu prilejul lucrărilor de la școala de vară. Da. Sunt forțe politice și nu numai care vor puterea pe o altă cale decât cea democratică. Mai spune, a spus el mai multe chestiuni acolo, dar... Na. Da, am mai spus așa, sunt scandaluri montate aproape zilnic împotriva noastră, împotriva noastră ca grup și împotriva noastră ca persoane. Poate că încă nu ne-am dezmeticit complet, poate ar fi ca să ne dezmeticim, ar fi timpul să ne dezmeticim. Aici cred că are dreptate. Da? Oriunde ne uităm azi în societatea românească, se dau lupte. Bun, aici are dreptate că PSD-ul încă nu s-a dezmeticit. Că încă nu realizează că e la conducere. Cel mai tare scor din Europa, da? În dreptul partidului socialiste. Da, încă nu și-a revenit după victorie și încă e bezmetic așa. Da? Din păcate se răsfrânge și asupra guvernării acum, în ultima perioadă, cu niște decizii puțin economice. Puțin pasă de guvernare, dar guvernarea n-a însemnat binele poporului, știi? Da. Adică guvernarea, dacă însemna doar imaginea PSD, mă mai interesează. Da. Dar guvernarea înseamnă și ceea ce se întâmplă în țară, știi? Deci PSD-ul nu s-a dezmeticit și, bun, e timpul să dezmeticească, să sincronizeze hotărârile alea, ce spun azi, cu ce fac mâine și așa mai departe, da? Pe de altă parte, unde are dreptate Liviu Dragnea, chestia asta cu forțe nelegitime care vor să ia puterea pe altă cale decât alegerile, da? Cum a fost și cu guvernul Cioloș. Da? E aceeași poveste, da? Și aici observăm, când apare un subiect deranjant pentru anumite structuri, da? Asta e o politică, de fapt nu o politică, e o metodă specifică din anumite zone ale, nu știu, serviciilor sau așa. Da. Când este un subiect care este dezbătut intens, da? Și care ar putea provoca emoție în... Da, așa, da? Pac, apare altul. Apare brusc din nicăieri unul care îl face uita pe celălalt, da? Da. A fost ca aia cu ghiță cu casetele, da?
toată țara vorbea de ghiță, de casete, de cultura Chiuvești, da. Și atunci a apărut imediat ce a apărut. Nu mai ține ce a apărut, dar a apărut așa brusc, da. După ce au ținut-o cu casetele și la România TV au pornit casetele, mă rog, la Antena 3, toți le-au preluat, le-au dat, da? Așa? Și brusc, după aceea, la un moment dat, a apărut alt subiect care, gata. I-a luat fața. I-a luat fața, dacă nu era cu Dragnea, cu dosarul penal, nu mai țin minte ce. Dar, mă rog, era un subiect care a făcut, uitată. Asta e o practică a manipulării, știi, ca să distrage atenția de la subiectul care poate... Interesat. Subiect extrem de important. Care, da? N-a fost lămurit. Care n-a fost lămurit, da? Domnul. Și care încingea spiritele și poate făcea și generația să-și pune niște întrebări, da? Și au fost oameni importanți antrenați, da, fostul șef SRI. Da. Și atunci, hai să băgăm ceva mult mai slab ca impact. Mult mai slab ca impact, da? Da. Aici, până la mâna, dacă chestia aia cu ce se spunea cu casetele, dacă luăm ce încrengătură, DNA, SRI și așa mai departe, uite, îmi pare rău că nu știu ce subiect a fost atunci. Parcă, repet, cu Dragnea, să nu mai știu. În fine. Era mărunt față de amploarea care ar fi avut-o dacă s-ar fi dovedit că e adevărat, știi? Sau încrengătura care ar fi existat. Da. Și tu rămâne la domnul Dragnea despre împăcarea cu Grindeanu. A făcut o boacănă mare, dar cred că e recuperabil. Cum e? Adică... Da, s-au împăcat, au vorbit, am zis că domnul Grindeanu, a recunoscut una, că el cam tânăr, a luat valurile. Bun, dar ce a fost atunci de neiertat și acum, pun ok, gata, dacă ești deschis cu mine, putem colabora. Ce boacănă poate fi? Care a fost boacănă? Pe care a fost boacănă? Boacănă aia cu... niciunul. Că a încercat să rupă PSD-ul cu guvernarea, că a rămas la guvernare, chiar dacă partidul a retras sprijinul. Cu domnul Ponta. Da? Cu domnul Ponta. Nu, acum știi cum e, când ești nervos și iritat, mai spui unor cuvinte care după aceea le regreți. Știi? Cum s-a întâmplat și atunci, emoția și iritarea era mare. Bun, la comentatorii, PSD, nu, era, emoția și iritarea era mare în cadrul PSD atunci când Grindeanu a rămas premier și s-a încăpățânat să rămână, da? În ciuda faptului că partidul a retras sprijinul politic, da? Și a fost după aceea moțiunea de cenzură. N-a fost oare misiunea domnului Grindeanu până la urma urmei să, prin atitudinea lui, să încerce partidul, să vadă... Să arată că PSD e un partid puternic, un monolit, Sau poate domnul Dragnea, hai să văd cât de fermi sunt colegii mei de partid. Aia, nu cred că mergea așa, dar doar s-au pierdut niște... Nu. Poate, bun, asta a fost misiunea involuntară a domnului Grindeanu. Mm-hmm. Uite, prin atitudinea dumnealui, deci el a arătat că... Involuntară. Nu, involuntară la dimensiunea istoriei, să spun așa. Nu că n-a vrut să facă, da? Prin atitudinea dumnealui a arătat că PSD e un partid puternic și unit. Și opoziția să-și bage mințile în cap. Da, și opoziția, na, a spune una, mâine spune alta, știi? Da. Sau azi, uite ce... El spune una, azi spune alta, da, știi? Da. Sau astăzi, uite ce a spus ieri. Sau azi, da, asta revin la domnul Orban, care, repet, Ludovicul mi-e extrem de simpatic, dar aici... Când era Băsescu, scoatem legi, nu mai pune președintele procurorii, dar când e Claus Ioanis, nu, președintele se pună, e cel mai corect și bun. Încă 3 titluri pentru 5 minute, trist, dar adevărat, suntem țara din Uniunea Europeană care alocă cei mai puțini bani pe cap de locuitor pentru sănătate. Condițiile în care se discută... Da, uite-l. Bun, un singur procent este clar în România, destul de curând, e pentru înzestrare armate. Da, ăla că e 2% rămâne. Da. De fapt, avem așa, statistica. În cif, în bani absoluți, că în procente stăm bine. În procente nu suntem la coadă, dar dacă e România 340 de euro, Bulgaria 343, Letonia 468, Letonia în procente mai slab ca noi. E raporta, nu știu, la... Dar așa, în cifre absolute, deci noi 340, repet. Polonia 520, Cipru 532, Ungaria 592 de euro. Sunt țările Uniunea Europeană care au cele mai mici sume alocate pentru sănătate. La polul opus avem așa, Luxemburg 4.112, Danemarca 4.094, Olanda 3.194, Suedia 3.170, Austria 3.149, Irlanda 3.138, Marea Britanie 3.020 de euro, România, repet, 340.
Vezi, asta trebuie să fie dezbaterea. Da? Da. Nu faptul că Klaus Iohannis nu mai are o jucărie, da? Și da, jucăria s-a dat la CSM, dar asta uităm să o spunem. Ci faptul că se alocă cei mai puțin bani pentru sănătate. Pentru asta trebuie de ieșit. Pentru asta trebuie generația să iasă în stradă. Da? Da, că e vorba de tocmai pentru aici. Pentru asta, că și pentru învățământ e aceeași poveste, da? Deși la învățământ există lege, există parteneriatul ăla celebru de nu știu câți ani, câte avem la învățământ din PIB... Nu știu, 10%, 15%. Nu, 5, parcă 5. Mă rog, era un 5. Procent mare pentru învățământ, dar care nu s-a respectat niciodată. Deși era... 5 sau 6, scuze. Da, deși era un... s-a semnat un protocol, nu știu da, ce. Da, 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 da. Guvernării Boc, da. Declarații ale lui Kelemen Hunor despre centenarul Unirii. Ce a putut spune liderul UDMR? Ce a putut spune? Ne lămurești că iar da, o discuție. Omul, până la urmă, a punctat domnul Kelemen, la școala de vară. Da, a spus așa. Cam ce a spus centenarul, a spus și despre 1 decembrie. Da. Noi am spus că nu avem nicio problemă cu centenarul. Noi cu centenarul putem merge într-o relație dacă, pe de o parte, societatea românească acceptă că noi le respectăm sărbătorile, dar nu putem sărbători alături de ei și vor înțelege de ce și vor accepta că va trebui să privim viitorul împreună, că viitorul ar trebui să fie comun în această țară. Poate că imaginea de viitor diferă, dar nu diferă într-o măsură în care să nu se poată cădea la un acord. La fel a spus în cadrul aceleași întâlniri și despre ziua din 1 decembrie. Da. Că e foarte important că ei nu o sărbătoresc, dar o respectă. Da. O respectă. Da? La fel, respectă sărbătoria asta română, dar nu putem sărbători alături de ei. Acum, oricât am criticat eu UDMR-ul, aici zic, e de dreptate lui domnul Kelemen Hunor. Trăiește într-o țară, mi se pare, nu firesc, obligatoriu să te supui legilor acelei țări. Să respecti tradițiile, obiceiurile acelei țări. Da? Și sărbătorile. Da? Nu ești obligat să le sărbătorești tu, da? Dar să le respecti. Da. Da? Aici domnul Kelemen Hunor spune că respectăm sărbătoarea. Da? Da. Atât timp cât respectă Ziua Națională, cât respectă, bun, să spunem, toate manifestările astea legate de centenar, nu poți să-i obligi să sărbătorească, da? Da. Trebuie să ai logic. Da. E simțul, bunul simț elementar de a respecta, de a nu face manifestații, deci antimanifestații, da? Dar în rest... Pentru că asta știm cu toții. Budapesta încă visează la Ungaria. Da, bun. Relațiile Ungariei nu sunt bune nici da, cu dar, repet, domnul, Croația. Da, atitudinea domnului Kelemen Hunor mi se pare una de bun simț, da? Da. Adică, domnule, respectăm, vă respectăm sărbătorile, nu le puteți obliga și nu le sărbătorim, dar le respectăm. Da? Nu e deja, eu știu cum să spun, deranjant că acest subiect este în permanență rostogolit. Parcă e de sezon. Poate și din partea noastră, a majorității. 1 decembrie, uite, maghiarii, ungurii nu vor să, din Ardeal, nu vor să sărbătorească alături de noi. Adică, n-ar trebui să lăsăm să... Doar dacă există excese, da, ok, sunt de acord să fie puse în dezbatere publică. Dar parcă băgăm băț în permanență. Nu, asta vale... Să căutăm în spatele... caracteristic, nu... Uite, acum nu știu mai minte asta. Uite, mă gândeam, spre exemplu, în Israel. Au evrei sabatul. Da. Da? Nu toți evrei. Au cei mai, mă rog, mai radicali. Radicali. Da. Țin sabatul, care începe de vineri când se întunecă, parcă până duminică când apune soarele. Da? O sărbătoare care implică, nu fac treabă, nu știu ce. Nu toți evreii fac, da? Nu toți evreii țin sabatul. Sunt străini acolo, da? Da. Nu țin sabatul. Dar respectă sărbătoarea, că sunt magazine care sunt închise în sabat. Da. Dar ce? Respectă sărbătoarea. Băi, sărbătoarea lor, nu mă duc, nu mă bag peste om, o respect. Nimeni nu-i obligă pe străini să țină sabatul, spre exemplu, da? Da. Nu știu unde se fă la asta, dar e aceeași chestie, da? Ăștia trăiesc aici atât timp cât își văd de treaba lor. 1 decembrie, nu sărbătoresc, nu-i obligă nimeni. A, dar nici nu vii cu contramanifestații, cum a fost ăla la dementul ăla care ardea statuia lui... Da. Nu statuia... Făcuse el din cărpe. Da. Avram Iancu, nu știu ce. Da. Bă, ăștia, nu. Respect, stai acasă, vezi treaba ta. Respect, cum noi și respectăm obiceiurile lor, e absolut normal, numai așa poți conviețui în pace, dacă îl respecti pe celălalt. Și când spun respect, trebuie să te gândești la tot ceea ce de la obiceiuri, respect tradiții, sărbători legale sau religioase și așa mai departe. Un titlu încă din presa națională, 23 august 1944, istoria unui moment pe care nu avem voie să îl uităm. Într-adevăr să nu uităm, dar sub ce formă l-am asimilat acest moment?
Asta e important. Ce să nu uităm acest moment. Să nu uităm. Noi în cărțile de istorie am citit o anumită față acestui moment, acestui eveniment. Da. Noi în cărțile de istorie, în secolul trecut, pe vremea noastră, în secolul trecut, 20 august era socotită ca ziua întoarcerii armelor împotriva națiunii cotropitoare, așa mai departe, ziua în care am fraternizat cu poporul prieten rus și așa mai departe. Bun, filme, scenarii, nu știu. Am văzut chiar acum, spunea trecută, vorbind de istorici despre acest moment 20 august, ce înseamnă pentru România. În esență, cam asta spunea, că dacă nu se întorceau armele atunci, deci atunci a fost al 24-lea, nu știu câtelea ceas. Da? Mă întorsesem armele și în alte locuri din, nu erau, telegraful mergea greu, mobile nu erau, să anunțe așa, în alte locuri încă românii se băteau cu rușii, deși teoretic noi eram aliați. Da. Da? Dacă nu se întorceau armele atunci, noi probabil, spuneau istorici, am fi fost o colonie rusească. Pentru că am adică fi... Republica Socialistă Sovietică România. România, acum a fost Moldova, Moldova, Ucraina, așa mai departe. Deci momentul acesta 20 august este, este foarte important în istoria României. Noi, în momentul când sunt istorici care știu mai bine, adică care știu, nu că știu mai bine. Și repede, am văzut pe 20 august, să ne amintim, pe vremea noastră, în secolul trecut, asta era sărbătoarea națională. Da. Bine, era frumos atunci. Țin minte. Da. Tot timpul era cald. Sau nu, eu nu țin minte un 23 august urât. nu mă refer la vreme. Da. Era frumos, era bere. Bun, era și chinul ăla când era elev, mai stăteai în jurul stadionului cu drapelul, mai țineai? Bă, nu știu, eu n-am prins. Măcar dacă intrai pe teren, îți făceai numărul artistic sau mai am, și ieșeai. Dar cei care erau port drapel, cam picau. Da, mai am colegi care îmi povestesc. Eu n-am prins, adică, nu știu, poate n-ai. Am crescut în gura humorului. În Suceava se organizau manifestări. Da, pe stadionul Arenei, actualul. În Suceava, în gura humorului, nu se făceau la 20 august, sau poate se făceau mai rău, cum eram în vacanță la bunici în fiecare vară. Dar ideea repede, țin minte tot timpul 20 august și puțin unde l-am petrecut eu în vacanță în Ardeal, tot timpul era soare frumos, era ziua în care se deschideau terasele, grătare, mici, ceea ce acum e peste tot, bere, pentru cei mai trecuți de o anumită vârstă, eram copii, erau sucuri de tot felul, lucruri care erau rare pentru vremea aia. Da? Adică, dulciuri, o grămadă de chestii care erau sărbătoare, da? Mai apăreau și bananele, hai să fim portocale. De 20 august? De 23 august. Da, nu știu, 20 august de pe la întâi mereu, ca și copil mi-l amintesc, după aceea, unde vreau să ajung? Astăzi 20 august nu înseamnă nimic. Și noi Noi avem, noi am șters, pot spun brutal din memoria noastră, toate sărbătorile legate de comunism. Încercam să fugim și de 1 mai. Da. Care de fapt e ziua internațională. Da, și mai legat de tot ceea ce sărbătoream în comunism am șters brutal cu buretele, așa, nu cu buretele, cu barda, cu ce am... Am scos cu dalta de fapt. Acum mai foarte bine din 1 mai. Încercăm la un moment dat, când 1 mai sărbătoare comunist. 1 mai ziua internațională a muncii și înainte de a apare Partidul Comunist în istorie, da? A apărut chiar în Statele Unite. Americanii au mutat-o în septembrie dintr-un motiv de asta. Cred că comercial, că la ei primul weekend nu e o dată fixă a sărbătorii, din câte țin minte muncii, e prima luni parcă ceva de genul din septembrie, astfel încât să aibă un weekend prelungit. Da. Știi, ca să mai... Da. Mă rog. Deci dincolo de... știu vreau să zic. Orice sărbătorea cu mare pompă sau cu mai mică pompă în comunism, gata. Dispare. Da. Dispare din viața noastră, din capitalismul ăsta. Noi suntem așa suntem noi, radicali. Radicali în privința relației cu perioada comunistă, dar radicalitatea asta vezi că se transferă în toată societatea românească. Suntem radicali în tot ceea ce facem. Da? Și asta revenim 23 august, o spun istoricii, da? E o zi extrem de importantă pentru istoria poporului român. Da? Și o zi care ar trebui să-și găsească locul, da? Chiar între sărbătorile astea legale. Da. Da?
Nu vrem să fie ziua națională, e mai important în decembrie, și o să de acord, da? Bun, e la fel de importantă, că dacă nu întorceam armele... Ne amintim sau nu neapărat să ne amintim, să înțelegem exact momentul, să înțelegem cu toții, da, și copiii, ce a fost, nu numai ce am priceput noi din... Da, pentru că am mai văzut înainte cu mulți care spuneau că, domne, noi atunci ne-am dat cu rușii, cu comuniști, nu știu ce. Da, dacă nu ne dădeam, eram, da, repet, colonii. Consecințe, o spun istorici, da. Balanță, da. Bă, nu vrem să mai fie ziua națională 23 august, pentru că, într-adevăr, 1 decembrie are altă semnificație, mult mai frumoasă, da, mai plăcută, deși, na, iarnă, atunci e frig. Dar hai putem face o zi legală, care e o zi legală, 23 august, în istoria României, repet, o spun istoricii, nu eu, înseamnă extrem de mult. Un moment de cotitură. Adică moment puteam foarte bine să fim Republica Socialistă Sovietică România, dacă lăsau și România, că nu se știe. Da. Sau azi învățăm. Bun, azi, na. După 90 scăpam și noi, dar azi jumătate de țară era rusofonă, știi? Da. Luăm a doua pază de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat pentru partea a treia.